este perfect sănătos, care eu mă bucur să constat că totuși numărul de prezențe în presa românească a fost extrem de divers și de, aș spune eu, de diversificat, aș spune, și de la niveluri foarte diferite, oameni foarte diferiți, categorii foarte diferite au scris despre el. Și asta de ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, e un film care, de fapt, conține în el, în țesătura lui, o propunere care e propunerea unui artist care are curajul să facă din arta lui un laborator și să continue să meargă în acest laborator cu un curaj cu totul și cu totul ieșit din comun. Adică, printre lucrurile pe care eu le admir la Anca Damian, dincolo de faptul că sunt cineva care a iubit foarte mult filmul Krulic sau filmul Muntele Magic, de asemenea, e un foarte mare curaj ca tu să fii un operator până la o anumită vârstă, apoi să decizi să devii regizor și să consideri că asta este ceea ce de fapt vrei să faci și să ai curajul să faci un film ca Perfect Sănătos pe o temă atât de personală, cu un ton atât de sumbru și de complicat și cu teatralitatea despre care vorbeam Matei, pe care eu nici măcar n-aș numi o teatralitate, e pur și simplu o convenție cinematografică și estetică pe care o stabilește Anca Damian și pe care apoi fiecare dintre actori o urmărește și o urmează într-un fel sau în altul. Deci eu cum mă plasez față de acest film este cum mă plasez dacă ar exista o lume ideală în care artele ar continua să reprezinte ceea ce le trebuie să reprezinte, așa nume baza, sursa noastră de dezbatere de idei, acest film este de fapt o propunere care suscită dezbaterea de idei. Și mie mi se pare că metabolismul relației dintre mamă și fiu, regizor și actor, pentru că trebuie spus încă un lucru, eu personal, interesul meu personal în acest film a fost și faptul că m-am lovit de ceva extrem de dificil și la vârsta și la cariera pe care o am, încerc să mă interesez de tot mai mult lucrurile dificile, deci m-ar interesa lucrurile pe care știu să le fac deja, că m-aș plictisi să le fac. Așa, cel puțin, filmul ăsta m-a interesat extraordinar prin calitatea lui, prin propunerea lui artistică, prin întâlnirea între doi artiști care întâmplător sunt erudiți, dar în realitate, într-adevăr, au mijloace artistice extrem de diferite și prin fantasticul curaj pe care, la rândul lui, l-are și Anca Damian de a face un rol, de a purta acest film într-un rol complicat, greu, și confruntarea pe care cred eu că o are în filmul ăsta povestea personală cu instrumentele profesionale care se pun în sprijinul acestei povești personale. Oricum, eu pentru mine, filmul acesta e de fapt premiera acestei toamne, adevărata premieră a acestei toamne. Pentru că mie mi se pare cinematografică. Pentru că mie mi se pare că acest tip de premieră, acest tip de operă de artă, până la urmă, ne obligă să redefinim, de fapt, ce e arta pentru noi, de ce mergem la film, de ce vrem să vedem filme care sunt complicate, de ce vrem să ne întoarcem acasă cu un anumit tip de problematică și asta cred eu, chiar și discuția din seara asta arată că tensiunea asta există. E o tensiune. Filmul ăsta nu e un răspuns. Filmul ăsta este, de fapt, o întrebare.